Situată la doar 10 minute de mers cu mașina de municipiul Giurgiu, comuna Frătești din județul Dunărean este în plină dezvoltare. Primăria având o serie de proiecte dedicate satelor care fac parte din această comună. Printre cele mai importante se numără cel care vizează o rețea de gaze naturale. Proiectul la care lucrăm acum este cel pentru gaze. Încercăm să facem o rețea de gaze în comună. Vom depune pe programul național Anghel Salini, care s-a deschis de curând și se închide pe 26 aprilie. Suntem aproape gata cu documentația și urmează ca săptămâna viitoare să o încărcăm în aplicația de la Ministerul Dezvoltării. Va cuprinde în mare parte toate cele 4 sate, cu un procent, aproximativ de 7% din străzi, urmând ca ulterior să mai dezvoltăm și restul rețelei. Avem variante cu stație proprie de transformare din rețeaua transgazului și avem și ATR emis de distrigaz cu racordare din stația de la Giurgiu. Primarul comunei Frătești, Gabriel Pană, ne-a vorbit și despre alte proiecte de viitor care vor fi realizate grație Planului Național de Redresare și Reziliență. Printre acestea se numără și cele care vizează panouri fotovoltaice sau stații de încărcat electrice. De asemenea, primăria din Frătești a depus la Ministerul Educației un proiect pentru achiziționarea a 2 microbuze școlare electrice. PNRR-ul, într-un cuvânt, aici avem mai multe proiecte, în general pentru mediu. Avem panourile fotovoltaice în care putem să facem un parc la nivelul consumului, 10% maxim peste nivelul consumului comunei. Stații de încărcat electrice, avem și un proiect depus la Ministerul Învățământului pentru 2 microbuze școlare electrice și atunci se sincronizează treaba, vor fi în tandem. Tot așa pe PNRR vom depune eficientizarea clădirilor, cele care nu au putut fi depuse pe AFM, fiindcă aveau risc seismic mai mare. Este un program, un proiect la PNRR, se cheamă eficientizare cu consolidare. Și avem 3 clădiri care vom depune, 2 cămine culturale și o școală. Restul sunt depuse ori pe AFM, ori sunt renovate pe banii primăriei, pe bugetul local. De asemenea, Primăria Frătești a acordat o atenție deosebită și proiectelor care cuprind asfaltarea. Avem două proiecte de asfaltare depuse tot pe Anghel Salini. În cel puțin unul se va finanța anul ăsta și se va și începe anul ăsta, sperăm că și al doilea, urmând ca, poate în 2-3 ani să fim undeva cu asfaltul la 60-70% din comună. Asta vreau să vă întreb, peste câțiva ani, unde vreți dumneavoastră să vedeți această comună? Eu sper că în două mandate să asfaltăm tot și să avem gaze în toată comuna. În două mandate asta ar fi... Nu e imposibil, e undeva la 99% posibil în momentul ăsta. Avem canalizare două sate, Frătești și Remuș, avem apă peste tot, adusă la standarde. Exista rețeaua de apă, dar avea multe probleme, le-am remediat în mare parte, nu mai avem probleme cu rețeaua de apă. Repet, canalizare funcțională, Remușul complet, Frăteștiul mai avem puțin și închidem și Frăteștiul. Iar cel mai important, v-am zis, asfaltul și gazele urmează să vină și cu siguranță vor veni. Nu? În momentul ăsta avem certitudine că se vor finanța aceste contracte. De la începutul mandatului și până în prezent, primarul comunei Frătești, Gabriel Pană, a reușit, alături de echipa sa, să lucreze pentru mai bine de 9 proiecte europene. De când sunt aici de un an și câteva luni, avem 4 proiecte europene depuse. Primul an, depunem și acum încă patru, deci vom avea 5. Suntem în lucru cu 5 proiecte europene în momentul ăsta. Vom avea 9 proiecte europene depuse și cred eu din ele 8 se vor finanța. La 8 avem șanse. Avem deja primul contract, un drum de exploatare agricolă de 6,5 km, pe AFIR. Avem deja avans 5%, avem bani în cont. Urmează să începem lucrarea pe ce ne dă aviz AFIR-ul pe proiectul tehnic care l-am depus. Deci avem primii bani europeni în comună și urmează
încă multe proiecte. În cadrul interviului realizat cu primarul Comunei Frătești, nu am putut să nu vorbim cu acesta și despre momentele dificile pe care le-a avut de când a preluat conducerea, dar și despre ce planuri de viitor are acesta. De când ați venit la primărie, au existat și momente dificile? Da, primele luni, primele 2-3 luni au fost mai dificile. Adaptarea, mă rog, credeam că știu în mare parte, dar na, fiecare meserie are și de desubturi și multe aspecte care nu le cunoști la început. Da, între timp s-au rezolvat și personalul s-a adaptat în general stilului meu, a venit și personal nou, tânăr, cu multă energie. Spuneți și de al doilea mandat. Da, că trebuie, nu poți într-un mandat, asta e clar. Oamenii așteaptă să faci repede ce nu știu ei, că să depui un proiect durează cel puțin 6 luni, o proiectare și o licitație durează cel puțin încă 6 luni. Adică cel mai repede poți să te apuci de un proiect, să zicem, într-un an, cu mare noroc. Dar, în general, cam un an jumate îți trebuie ca să poți să începi un proiect de când l-ai depus. Nu mai vorbim de cele europene, care pot să dureze și 2 și 3 de când depui și de când începi și până începi efectiv să lucrezi în teren. Ca să ajungi să lucrezi în teren, trebuie să ai, începi de la o cadastrare, că noi n-am avut cărți funciare, n-am avut nimic, cadastrarea străzilor, a școlilor, a căminilor culturale, pe urmă am avut pentru străzi ridicări TOFPO, expertize, consultanță, depui proiectul, aștepți finanțarea, pe urmă licitație, proiectare, asta înseamnă, repet, ani de zile. Despre alte proiecte care vizează cele 4 sate ale Comunei Frătești vom vorbi și în viitoare ediții, care pot fi urmărite video pe canalul nostru de YouTube, Ali TV, dar și sub formă de articole pe site-ul www.alitv.ro.